Bine v-am găsit. Astăzi voi face un majun din dovleac și mai multe fructe. Pentru început am luat un dovleac plăcintar, l-am tăiat în bucăți mai mici, l-am așezat într-o tavă. Nu am curățat coaja pentru că o voi lua mult mai ușor după ce îl scot de la cuptor. Pun 300 de mililitri de apă și acopăr cu folie de aluminiu, astfel după ce le bag la cuptor și se încălzește, se vor înmuia foarte bine în avul și voi curăța și foarte ușor coaja. Deci deocamdată pun la cuptor pentru circa o oră tava cu dovleacul. Am scos tava din cuptor, am început să curăț din dovleac. Este foarte moale. Se vede cum se ia de ușor. E foarte bine înmuiat. Le curăț în continuare, coaja o pun separat și o arunc. Am pregătit focul pentru a prepara pasta din dovleac și fructe. Am pus pe placăra mică la minim și am pus acest grătar. Acum voi pune cravița. Aici am dovleacul, ați văzut cum l-am preparat, și 1 kg de mere date pe răzătoarea mică. Voi mai adăuga 1,5 kg de banane. Le-am zdrobit cu furculița. Și mai adaug pastă de măceșe. Am pastă de măceșe conservată, nu conține niciun conservant chimic, doar o frunză de vișine am pus în fiecare borcan. Este cam de 1,5 an și încă este foarte gustoasă, culoarea s-a păstrat. Pun 1 litru de pastă de măceșe. Apoi voi verifica odată la o jumătate de oră, mai târziu poate și la o oră. Din experiența mea cu acest mod de a prepara pastele de fructe, nu am avut niciodată probleme, nu se prinde de fund. Va rezulta o pastă foarte gustoasă, nu are nevoie de zahăr, poate fi folosită și de diabetici, chiar pentru copii. Nu va conține adaosuri de substanțe chimice. Acum o las și o verific. Cum am zis, odată la o jumătate de oră, poate chiar și o oră. Au trecut circa 8 ore. Pun 2 lingurițe de scorțișoară, 3 lingurițe de extract pur de vanilie,
Se vede, s-a transformat într-o pastă viscoasă, fundul tăvii este alb, nu s-a întâmplat nimic. Și am controlat-o, dar odată, în cele 8 ore, cred că de maxim 10-11 ori. La început, pentru siguranță, mă uit puțin mai des, dar după aceea merge și la o oră și ceva. Acum voi pune în borcane. Încep să pun pasta în borcane. Pun în continuare până termin toată compoziția de pus în borcane. E și 12 borcane, voi pune în fiecare câte o frunză de vișin. Unul las pentru consum. Deci nu folosesc alt conservant decât frunza de vișin. Eu obișnuiesc să fac din toate fructele asemenea pastă și fiind fără zahăr, fără conservanți, este foarte sănătoasă. Se pot face tot felul de variante, combinații între fructe, combinații fac între dovleac și fructe. Le voi pune la sterilizat. Deci acum le voi pune la sterilizat. Vă doresc numai bine!